Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Cu mulți ani în urmă, eu, Jazz, am fost invitat să particip la talk show-ul televizat al lui John Ankerberg pentru o confruntare cu Anson Mount, partener cu Hugh Hefner, la lansarea filozofiei Playboy. Tema dezbaterii era dragostea morală și etică. Părea o ocazie minunată de a-L vesti pe Hristos, așa că am acceptat imediat invitația. Nu mi-am dat seama în ce mă bag. În timp ce mă pregăteam pentru program, am început să am emoții. Știam că va fi pus pe tapet subiectul eticii situaționale, care sugerează că în fiecare situație morală trebuie să facem lucrul pe care ne-l dictează dragostea, pentru că filozofia Playboy se bazează în mare parte pe această etică, iar oponentul meu era un avocat aprig al ei. Mount chiar citează versetul din Romani 13:8 care spune: să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Eram din ce în ce mai neliniștit pentru că și eu credeam același lucru. Trebuie să facem în fiecare situație lucrul pe care ni-l dictează dragostea. Nu puteam să găsesc nicio fărâmă de dezacord între poziția mea și ceea ce mă așteptam să aud de la Anson Mount. Odată cu trecerea zilelor care mă despărțeau de dezbatere, agitația din inima mea s-a transformat în panică. În toți cei 30 de ani de lucrare n-am fost niciodată mai speriat de confruntarea cu un subiect. Nu m-am temut niciodată așa de mult de o întâlnire la care am fost invitat să vorbesc. Am studiat versetul din Roman 13:8 în diferite comentarii, încercând să găsesc o fisură în etica situațională. Tot ceea ce citeam susținea ideea că este biblic să acționez în virtutea dragostei și nu vedeam cum ar putea fi greșită filozofia Playboy dacă era de acord cu Biblia. Urma să apar la televiziunea națională ca reprezentant al creștinismului și nu aveam un răspuns la filozofia Playboy. Pur și simplu știam că eram terminat ca apărător al credinței. În noaptea dinaintea dezbaterii m-am încuiat în camera de hotel cu Biblia în mână, decis să găsesc răspunsul. Soția mea, Dottie, mă suna din când în când să mă întrebe: l-ai găsit? Iar eu îi răspundeam: nu, dar roagă-te în continuare. În cele din urmă am revenit la versetul din Roman 13:8, dar de data aceasta nu m-am mai oprit doar asupra lui. Am citit în continuare versetele 9 și 10. Răspunsul m-a străfulgerat în timp ce citeam aceste versete. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Etica situațională îți spune să acționezi în baza dragostei, dar nu-ți spune ce anume trebuie să faci. Este ca și cum ai fi în mijlocul Oceanului Pacific, fără instrumente de navigație și ți s-ar spune să o pornești spre San Francisco. Dumnezeu ne spune să acționăm din dragoste, dar în poruncile sale ne și arată cum să iubim, incluzând o poruncă foarte clară referitoare la comportamentul sexual: să nu prea curvești. Dumnezeu nu ne-a lăsat în derivă să ne dăm noi seama care este lucrul pe care îl putem face din dragoste în funcție de situația în care ne aflăm. El ne-a dat instrucțiuni clare. Legea sa cu privire la dragoste nu elimină poruncile sale, doar le rezumă. Legile lui Dumnezeu sunt o busolă și un sextant care ne îndreaptă spre comportamentul corect al dragostei, îndepărtându-ne de comportamentul lipsit de dragoste. Dacă iubești pe cineva, nu-i vei face rău, vei căuta să faci tot ce poate fi mai bine pentru persoana respectivă. Am sunat-o pe Dottie și ne-am bucurat împreună de ajutorul lui Dumnezeu venit la momentul potrivit. Dezbaterea a decurs bine, se pare că nu i-am schimbat opinia lui Anson Mount în privința imoralității filozofiei Playboy, dar am încrederea că Dumnezeu a folosit discursul meu
pentru a le vorbi miilor de telespectatori din seara aceea. Foarte mulți oameni cred astăzi ceea ce am presupus și eu în mod greșit cândva, și anume că dragostea și legea sunt incompatibile. Ei susțin că oamenii din Vechiul Testament erau sub lege, în timp ce oamenii din Noul Testament și toți cei care au urmat până la creștinii de azi sunt sub har și dragoste. Sunt invocate versetele din Ioan 1:17 și Roman 6:14 pentru susținerea acestui punct de vedere, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu sunteți sub lege, ci sub har. Dar nu este o chestiune de dragoste sau lege, ci este vorba despre legea dragostei. De aceea David a putut să spună plin de bucurie: cât de mult iubesc legea ta, eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat. Psalm 119:97. Deși este adevărat că creștinii nu sunt supuși ceremoniilor sau blestemelor din legea mozaică, Evrei 8:10, Galateni 3:13, principiile etice întruchipate de legea mozaică sunt în continuare valabile pentru ei. În realitate, principiile etice eterne exprimate în cele 10 porunci nu sunt incompatibile cu natura lui Dumnezeu, care este dragoste. Ele sunt de fapt o expresie a dragostei sale. În cele 2 porunci considerate cele mai mari, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-I pe oameni, Dumnezeu ne spune să facem ceea ce ne spune dragostea. În cele 10 porunci și în alte instrucțiuni din Biblie, Dumnezeu ne arată care e lucru pe care trebuie să-l facem din dragoste și ne avertizează cu privire la faptele lipsite de dragoste. Enunțarea legii în Vechiul Testament. Dragostea este temelia legii mozaice. Cuvintele de debut ale celor 10 porunci sunt o expresie a dragostei lui Dumnezeu pentru poporul său. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, Exod 20:2. Această afirmație e unul din cele mai însemnate adevăruri din Vechiul Testament, unde apare într-o formă sau alta de cel puțin 100 de ori. Le amintea israeliților de actul cel mai celebrat al dragostei lui Dumnezeu față de ei, eliberarea din sclavia egipteană. Introducerea la a doua poruncă sublinează și mai mult dragostea lui Dumnezeu. Eu, Domnul, Dumnezeul tău, mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Exod 20:5-6. Cuvintele folosite pentru a-L descrie pe Dumnezeu, cum ar fi îndurare, bunătate, bunăvoință, abundă în Vechiul Testament. Oricine ar fi persoana care a emis concepția eronată, conform căreia dragostea este o învățătură exclusivă a Noului Testament, nu a citit Vechiul Testament. Legea însăși este o expresie a dragostei lui Dumnezeu. În cele 10 porunci vedem angajamentul asumat de Dumnezeu de a ne purta de grijă și de a ne ocroti. A cincea poruncă include o promisiune plină de dragoste. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exod 20:12. Alte legi includ adesea expresii precum Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Deuteronom 14:29. După ce Moise le-a citit israeliților legea de pe muntele Garizim, le-a amintit următoarele lucruri: iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Deuteronom 28:2-6. În discursul său de adio rostit în fața poporului Israel, Moise i-a îndemnat pe evrei să păziți dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniți,
ca să izbutiți în tot ce veți face. Deuteronom 29:9. Când a dat legea, Dumnezeu a spus că ea este pentru binele tău. Deuteronom 10:13, traducerea NASB, pentru a ne purta de grijă și a ne ocroti. Scopul lui Dumnezeu când și-a enunțat legea a fost acela de a-și binecuvânta poporul. El a avut în vedere tot ce era necesar pentru ca noi să avem parte de prosperitate și bucurie și pentru a ne păzi de suferință și durere. Blestemele din lege sunt pur și simplu avertismente pentru cei care nu o respectă. Cât de iubitor se arată a fi Dumnezeu prin faptul că îi trimite poporului său suficiente avertismente în speranța că ai lui vor fi cruțați de consecințele păcatului. Legea lui Dumnezeu arată ce curs al dragostei trebuie să ia acțiunea noastră în relația cu Dumnezeu și cu oamenii. Legile ne sunt date pentru a ne ajuta să împlinim cele două mari porunci. Legea scrisă este dragostea transpusă în cuvinte. Enunțarea legii în Noul Testament. Importanța vitală a legii nu s-a diminuat la apariția Noului Testament. Iisus a declarat: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Matei 5:17. Iisus și scriitorii Noului Testament afirmă de peste 90 de ori: este scris, și citează Vechiul Testament ca autoritate pentru învățătura lor. 9 din cele 10 porunci sunt repetate în Noul Testament, cele mai multe dintre ele aproape textual. Pavel sublinează interdicțiile referitoare la adulter, ucidere, furt și poftă în Roman 13:8-9. Porunca referitoare la cinstirea părinților se regăsește în Efeseni 6:2. Idolatria este condamnată în multe locuri, Galateni 5:19-20, 1 Ioan 5:21, la fel și minciuna, Efeseni 4:25. Iisus condamnă orice fel de jurământ în Matei 5:34, iar supremația lui Dumnezeu este afirmată în mai multe locuri, cum ar fi 1 Corinteni 8:5-6. Numai legea referitoare la sabat sau ziua șaptea nu este repetată. Primii creștini se adunau pentru a se închina Domnului în prima zi a săptămânii, Fapte 20:7, sau în ziua Domnului, Apocalipsa 1:10, ziua în care Hristos a înviat, Matei 28:1. Majoritatea creștinilor susțin astăzi că legea sabatului a fost împlinită în învierea lui Hristos. Unii creștini cred că spiritul punerii deoparte a unei zile din șapte pentru închinare este păstrat în ziua Domnului din Noul Testament. Așa că nu putem să dăm deoparte cele 10 porunci cu argumentul că dragostea a locuit legea în Noul Testament. Poruncile au fost la fel de importante pentru credincioșii Noului Testament ca și pentru credincioșii Vechiului Testament. Chiar dacă porunca nouă testamentară de a-L iubi pe Dumnezeu și de a iubi pe oameni rezumă cele 10 porunci, ea nu le înlocuiește, subliniate cuvintele rezumă, înlocuiește. Legile lui Dumnezeu furnizează călăuzire practică pentru împlinirea poruncii lui Dumnezeu de a iubi. Deci dacă principiile morale care stau la baza celor 10 porunci nu au fost anulate în Noul Testament, în ce sens creștinii de azi nu sunt sub lege, ci sub har? Roman 6:14. Un pasaj cheie care ne poate ajuta să răspundem la această întrebare se găsește în Galateni 3:13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Noi nu mai suntem sub blestemul legii morale a lui Moise, pentru că El, Hristos, a plătit pedeapsa pentru toate încălcările de lege. Hristos a luat asupra Lui blestemul păcatului, care este moartea, pedeapsa pentru neascultarea de lege, 1 Corinteni 15:55-56. Dar îndepărtarea blestemului legii și anularea principiilor morale înglobate în poruncile sale sunt două chestiuni diferite.
De vreme ce Noul Testament reafirmă cele 10 porunci, aceste principii morale ale legii sunt în continuare obligatorii pentru creștini. Dar contextul legii este harul, nu judecata, pentru că Iisus Hristos a luat asupra sa judecata pentru păcatul nostru. Este aceeași lege morală, numai că fără blesteme. De exemplu, pedeapsa pentru adulter în Vechiul Testament era moartea, Levitic 20:10. Adulterul este interzis și în Noul Testament, dar nu este inclusă aceeași pedeapsă. De ce? Pentru că Iisus Hristos a plătit cu moartea sa pentru toate păcatele, inclusiv pentru adulter. În biserica primară, Pavel îi învăța pe credincioși să-l înlăture din biserică pe cel vinovat de adulter pentru a suferi măsuri disciplinare, 1 Corinteni 5:1-5, iar apoi să fie reprimit și încurajat, 2 Corinteni 2:5-8. Porunca este aceeași, dar blestemul a fost înlăturat pentru că s-a plătit pentru el. Este promis o binecuvântare pentru cei care se pocăiesc și primesc curățirea care este posibilă datorită morții lui Hristos. Chiar dacă blestemul moral al legii nu mai este în vigoare, fi sigur că păcatul continuă să aducă după sine consecințe fizice și emoționale. Adulterul provoacă suferință în familiile rănite, sentimente de vinovăție în cei implicați și face de rușine biserica sau comunitatea. Multe căsnicii creștine au fost distruse și multe lucrări creștine au avut de suferit din cauza adulterului. În plus, persoana adulteră, chiar dacă se pocăiește și este iertată, s-ar putea să se confrunte cu divorțul, cu o sarcină neplanificată sau cu o boală cu transmitere sexuală ca rezultat al neascultării. Păcatul cere întotdeauna o plată, dar mulțumită harului lui Dumnezeu, blestemul etern a fost anulat de Hristos, care a plătit cu moartea sa. Nu numai blestemele suferă o transformare în Noul Testament în sensul că sunt anulate, ci și binecuvântările care sunt schimbate. De exemplu, binecuvântarea Vechiului Testament pentru cinstirea părinților era ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, Exod 20:12. Când aceeași poruncă este reformulată în Efeseni 6:3, binecuvântarea promisă este ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Același lucru este valabil și în cazul altor porunci. Conținutul poruncilor morale din Noul Testament este identic cu cel din Vechiul Testament, dar contextul este diferit. Subliniate cuvintele conținutul și contextul. Pe de o parte, este vorba despre un context mozaic aplicat unei națiuni teocratice, iar pe de altă parte este vorba despre un context aplicat indivizilor credincioși. Unul are sancțiuni și binecuvântări particulare care nu îi se aplică și celuilalt. Asemănarea dintre legea morală din Vechiul Testament și legea morală din Noul Testament poate fi ilustrată cu ajutorul unei legi civile care este identică în două țări diferite. De exemplu, dacă depășești viteza legală, încalci legea și în Anglia și în Statele Unite. Dar dacă ești prins că ai depășit viteza legală în Los Angeles, nu înseamnă că ai încălcat legea la Londra. Este aceeași lege, dar în două țări diferite. Principiile etice eterne cuprinse în legea mozaică sunt identice cu cele reafirmate în Noul Testament, dar aici contextul este dat de har în loc de judecată, pentru că pedeapsa pentru această judecată a fost suportată de Hristos. Dacă comiți adulter sub har, ai încălcat legea lui Dumnezeu, dar nu trebuie să plătești cu viața, cum s-ar fi întâmplat dacă ai fi trăit sub legea lui Moise, acum 3000 de ani. Hristos a plătit cu viața lui odată pentru totdeauna, Evrei 10:10. De aceea a scris Ioan, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1:17. Prin har, Hristos a luat asupra lui blestemul legii lui Moise. Prin har, prin credința în moartea sa ispășitoare, blestemul este înlăturat și nu mai acționează asupra noastră.
Creștinii nu se află sub enunțurile particulare ale celor 10 porunci din vremea lui Moise. Noi trăim într-o țară diferită, în ghilimele. Când mințim sau furăm, noi nu încălcăm legea lui Moise și nici nu suportăm consecințele prevăzute de legea lui Moise. Creștinii care mint sau fură încalcă legea eternă a lui Dumnezeu, care a fost reprezentată inițial în cele 10 porunci și este o expresie a naturii și a caracterului lui Dumnezeu însuși. Totuși, noi suntem legați de expresia legii lui Dumnezeu din Noul Testament, lăsând la o parte caracteristicile naționale și teocratice specifice poporului Israel. Dumnezeu nu s-a schimbat. Evrei 6:18, 13:8. El continuă să fie Dumnezeul dragostei în Noul Testament, așa cum a fost și în Vechiul Testament. Iar principiile morale care exprimă dragostea sa pentru noi și ne arată cum să ne manifestăm noi dragostea față de Dumnezeu și față de semenii noștri sunt aceleași. Legea și dragostea în armonie. Ori de câte ori vorbim despre respectarea unor legi pentru a exprima dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru ceilalți, suntem în mod invariabil acuzați de legalism. În ochii unora, orice persoană care respectă cele 10 porunci este un fariseu modern. Dar oare legile și dragostea sunt incompatibile? Suntem neapărat legaliști pentru că noi credem în multe legi morale universal valabile? Noul Testament ne dă un răspuns clar la aceste întrebări: nu. Iisus nu a înlocuit niciodată legea lui Moise cu o lege unică a dragostei, cum au sugerat unii. În primul rând, Iisus nu a spus niciodată că ar exista o singură lege a dragostei. El a vorbit despre cel puțin două. Una este cea a dragostei pentru Dumnezeu și cealaltă a dragostei pentru oameni. Matei 22, 37-39. În plus, Iisus n-a spus niciodată că acestea trebuia să înlocuiască numeroasele legi morale cuprinse în Vechiul Testament. Ele erau doar un rezumat al acestora. Subliniate cuvintele înlocuiască și rezumat. Iisus a spus că a venit să împlinească legea, nu să o anuleze. Matei 5,17. De asemenea, apostolul Ioan a scris: nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. 1 Ioan 2,7, 3,11. Poruncile dragostei nu înlocuiesc cele 10 porunci. Ele doar le reduc la factorul esențial pe care îl au în comun: dragostea. De ce? Pentru că dacă îl iubim pe Dumnezeu și dacă iubim pe semenii noștri, nu vom încălca poruncile lui Dumnezeu. Roman 13:10. Cele două porunci ale dragostei pur și simplu rezumă, paranteză, adică împlinesc scopul: a, numeroase legi morale. Toate aceste numeroase legi morale au dragostea la temelie și sunt împlinite de dragoste în manifestarea lor. Legea și dragostea nu sunt incompatibile. Ele se potrivesc perfect. Una îi vine ca turnată celeilalte. Fiecare dintre cele 10 porunci ne oferă instrucțiunile necesare pentru a ști care sunt acțiunile pline de dragoste pe care le putem face și gesturile lipsite de dragoste pe care să le evităm în relația noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Fiecare lege reprezintă dragostea cuprinsă în cuvinte și ne călăuzește spre acțiuni concrete, spre o purtare plină de dragoste. 1. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine ne spune că devotamentul plin de dragoste față de Dumnezeu trebuie să fie pur, unic și să nu rivalizeze cu vreo altă persoană, idee sau vreun alt lucru. 2. Să nu-ți faci idoli ne spune că devoțiunea plină de dragoste față de Dumnezeu ar trebui să-L aibă pe El în centrul atenției, nu practicile religioase sau alte elemente adiacente. 3. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău spune că devotamentul plin de dragoste față de Dumnezeu ar trebui să includă respect
și venerație față de persoana și numele său. 4. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, spune că devotamentul plin de dragoste față de Dumnezeu ar trebui să implice timp petrecut în fiecare săptămână în închinare și în odihnă în onoarea sa. 5. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta, spune că dragostea pentru părinți ar trebui exprimată prin recunoștință, respect și stimă pentru ei. 6. Să nu ucizi. Spune că dragostea pentru alții ar trebui exprimată prin prețuirea și protejarea neobosită a vieții umane. 7. Să nu prea curvești. Spune că dragostea pentru soț, soție sau logodnică ar trebui demonstrată prin puritate sexuală și fidelitate. 8. Să nu furi. Spune că dragostea pentru alții ar trebui exprimată prin respectul față de proprietatea și posesiunile acestora. 9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, spune că dragostea pentru alții ar trebui manifestată prin onestitate și cinste în toate raporturile noastre. 10. Să nu poftești, spune că dragostea pentru ceilalți ar trebui să se concentreze asupra ceea ce le putem dărui noi altora, nu asupra ceea ce putem lua din ceea ce le aparține. Numeroase alte principii morale afirmate în Biblie, inclusiv instrucțiunile lui Iisus din Evanghelii sau ale apostolilor din epistolele Noului Testament, ar trebui văzute în același fel. Fiecare este o aplicație particulară a poruncii de a iubi într-un anumit cadru sau într-o anumită relație. Aceste legi și instrucțiuni definesc datoria dragostei în fiecare sferă de responsabilitate. În înțelepciunea și dragostea sa, Dumnezeu ne-a enunțat clar detaliile și implicațiile poruncii de a iubi în multe principii morale din Vechiul și din Noul Testament. Rezumatul este necesar pentru ca noi să nu uităm că dragostea este esența fiecărei porunci. Dar multe legi sunt necesare pentru ca noi să înțelegem suficient de bine responsabilitățile dragostei în anumite situații. Dumnezeu nu ne-a lăsat să facem noi presupuneri în privința semnificației sau a felului în care se aplică dragostea pe măsură ce noi ne raportăm la El sau la ceilalți oameni. El a pus toate acestea foarte clar în poruncile în care ni se cere să nu facem sau să facem ceva. Faptul că multe dintre poruncile și principiile morale din Biblie sunt prezentate sub formă negativă nu înseamnă că ele sunt negative și în intenția lor. Este mult mai ușor să numești câteva lucruri care nu înseamnă dragoste decât lucrurile mult mai multe care dovedesc prezența dragostei. De fapt, poruncile ne spun că unele lucruri nu sunt niciodată acte de dragoste și ar trebui evitate. Dar toate celelalte pot fi fapte de dragoste și este obligația noastră să avem grijă ca vorbele și acțiunile noastre să fie îmbrăcate cu dragoste. Mai mult, intenția din spatele fiecărei porunci negative este pozitivă. Dragostea este singurul mod potrivit de a răspunde și de a se relaționa la Dumnezeu și la semeni. Dumnezeu a fost atât de preocupat de ideea ca noi să știm exact ce înseamnă să iubim, încât a enunțat totul cât se poate de clar în legile sale. Legea lui Dumnezeu este dragoste transpusă în cuvinte. Întrebări dificile și răspunsuri directe privitoare la lege și dragoste. Cum ar trebui să reacționeze creștinii la anumite legi din Vechiul Testament care se referă la interdicția de a mânca moluște și crustacee sau carne de porc sau la evitarea purtării anumitor țesături? Cum putem ști ce are un rol cultural și ce are un rol universal? Cele două aspecte pe care le are în vedere a doua întrebare țin de legea ceremonială, care era compusă din proceduri și reguli legate de alimentație pentru Israelul din vremea Vechiului Testament și de legea morală formată din porunci care guvernează relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii.
Creștinii nu sunt supuși legii ceremoniale pentru că Iisus a desființat-o. El a declarat că toate alimentele sunt curate din punct de vedere ceremonial. Marcu 7, 18 și 19. Pentru a auzi din nou acest mesaj în timpul viziunii avute în Iope, Fapte 10 cu 15. Petru a auzit din nou acest mesaj. Fapte 10 cu 15. Pavel a întărit declarația lui Hristos în scrierile sale, 1 Timotei 4, 3 la 5. Dar legea morală a lui Dumnezeu este permanentă, pentru că reflectă natura sa neschimbătoare. Maleahi 3 cu 6, Evrei 6 cu 18, 2 Timotei 2 cu 13. Oriunde întâlnești legea morală a lui Dumnezeu arătându-ți cum să-L iubești pe El și pe ceilalți oameni, poți să fii sigur că ea este încă în vigoare. Porunca referitoare la sabat ne arată că păcătuim dacă lucrăm sau îl facem pe altul să lucreze atunci când mâncăm în oraș sau facem cumpărături duminica. Creștinii nu mai sunt astăzi sub imperiul legii sabatului din Vechiul Testament, singura lege din cele 10 porunci care nu este reiterată în Noul Testament. Dacă suntem sub această lege, ar trebui să încetăm orice activitate, de la apusul soarelui din ziua de vineri până sâmbătă la apusul soarelui, acesta fiind sabatul evreiesc. Totuși, principiul moral care stă la baza legii sabatului a fost menținut de primii creștini care au pus deoparte prima zi a săptămânii, duminica, pentru odihnă și închinare. Fapte 20 cu 1, 1 Corinteni 16 cu 2, Apocalipsa 1 cu 10. Deși nu suntem obligați să ținem ziua de sabat prevăzută de legea Vechiului Testament, ar trebui totuși să păstrăm o zi pe săptămână pentru odihnă și închinare. Evrei 10, 25. Pentru cei mai mulți dintre noi, duminica este această zi, pentru că în mod tradițional, congregațiile creștine se întrunesc duminica. Cei care trebuie să lucreze duminica, așa cum sunt cei care fac parte din personalul de urgență sau cei care lucrează în fermele de vaci în care se produce laptele, ar trebui să-și rezerve o parte din ziua de duminică sau altă zi pentru închinare și odihnă sau să încerce să se asigure că vor avea un program prin rotație care să le permită să vină la biserică măcar în unele duminici. Cei care aleg să lucreze în domeniul alimentar sau al vânzărilor și au program duminica, ar trebui să aibă grijă să pună deoparte o zi și să participe la serviciile religioase în alte zile. Nu păcătuim neapărat dacă mâncăm la restaurant sau cumpărăm articole de băcănie duminica. Responsabilitatea este de partea celor care ne servesc. Dacă ei au intenția de a asculta de Dumnezeu din toată inima, vor alege o altă zi a săptămânii pentru odihnă, relaxare și închinare. Dacă nu sunt motivați să facă acest lucru, alegerea este a lor. Nu contează dacă ne servesc ei sau altcineva. Zeciuiala este atât o practică a Noului Testament cât și o lege a Vechiului Testament. În ce fel demonstrează zeciuiala dragostea pentru Dumnezeu și pentru alții? Zeciuiala a existat cu mult înainte de legea lui Moise, fiind practicată atât de Avraam, Geneza 14, cât și de Iacov, Geneza 28, și continuă în Noul Testament. Este menționată de Iisus în Matei 23 cu 23 ca un lucru care merită practicat, iar Pavel se referă la ea în mod indirect în 1 Corinteni 9 cu 13 și 14, ca la mijlocul prin care pot fi plătiți cei care ne slujesc în trupul lui Hristos. Zeciuiala pare să fie un standard minim rezonabil pentru creștini, la care se pot adăuga alte daruri benevole, după cum crede de cuvință fiecare individ. 2 Corinteni 8 cu 34. Iisus a spus: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6 cu 24. Dăruirea cu generozitate și bucurie ne amintește că suntem în slujba lui Dumnezeu, nu a banilor noștri, și demonstrează într-un mod tangibil
dragostea noastră pentru el. Capitolul 11. Dragostea întrupată. Legea a transpus dragostea în cuvinte, astfel ca noi să-i putem pricepe înțelesul. Iisus Hristos a transpus dragostea în viață, astfel ca noi să-i putem împlini imperativele. Iisus a spus că El a venit să împlinească legea. A făcut acest lucru trăind cu adevărat principiile morale conținute în Vechiul Testament. Iisus ne-a arătat cum ar trebui să arate dragostea pentru Dumnezeu și oameni în comportamentul uman, devenind exemplul perfect pentru toți aceia care se decid să respecte cele două mari porunci. O viață pe care merită să o urmărim. Natura umană este astfel alcătuită încât suntem mai impresionați de felul în care trăiește cineva decât de felul în care vorbește. Acest lucru este și mai evident în domeniul moralei și al eticii. Când se pune problema să știi ce e bine să faci și să faci ce este bine, nimic nu poate înlocui exemplul unei vieți trăite conform acestor principii. Iisus Hristos a fost acest exemplu pentru întreaga omenire. Viața și lucrarea sa pe pământ au întruchipat toate preceptele morale conținute în Vechiul Testament. Iisus nu s-a mărginit doar la a învăța pe oameni legea morală a lui Dumnezeu, ci a trăit-o în mod desăvârșit. A trăit o viață care merită cu adevărat urmărită. Mesajul cel mai elocvent propovăduit prin viața lui Iisus este dragostea lui Dumnezeu pentru creația sa, pentru oamenii creați de el. Așa cum observă Ioan, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. 1 Ioan 4,9. Hristos a fost darul întrupat al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. El a fost cuvântul irevocabil, nestrămutat despre dragostea lui Dumnezeu în lumea noastră. Ioan 1,14. Legea lui Moise a fost exprimarea prin cuvinte a dragostei lui Dumnezeu. Întruparea lui Hristos a fost expresia dragostei lui Dumnezeu în viața umană. Biblia este foarte clară în privința perfecțiunii vieții lui Hristos. Petru a spus, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. 1 Petru 2,22. El a fost mielul fără cusur și fără prihană. 1,19. Pavel a declarat că el n-a cunoscut niciun păcat, 2 Corinteni 5,21. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, Evrei 4,15. Prima epistola lui Ioan are multe referiri la neprihănirea lui Hristos, la faptul că el nu a păcătuit niciodată. În el nu este întuneric, 1 Ioan 1,5. Iisus Hristos cel neprihănit, 2,1. El este curat, 3,3. În el nu este păcat, 3,5. Pilat a spus, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, Luca 23,4. Judecata lui Pilat a fost verdictul istoriei. Iisus a trăit o viață cu adevărat desăvârșită. Caracterul desăvârșit al vieții lui Hristos nu a fost dat de simpla absență a oricărui lucru rău, ci de prezența a tot ce este drept și bun, în special de prezența dragostei sale. Iisus l-a iubit pe Dumnezeu Tatăl, Ioan 14,31, și i-a iubit pe ucenicii săi, Ioan 13,1, 17,12 și 26. A arătat compasiune față de mulțimile de oameni, Marcu 8,2, în mod particular față de propriul popor evrei care l-au respins, Matei 23,3, 7. El i-a vindecat pe bolnavi, le-a redat orbilor vederea, i-a înviat pe cei morți și s-a dăruit pe sine neobosit pentru a-i ajuta pe ceilalți. Viața sa a fost de fapt o necontenită demonstrare a dragostei desăvârșite. Te preocupă faptul că exemplul oferit de Iisus în manifestarea dragostei a fost perfect, iar cel oferit de tine este adesea imperfect? Îți vine uneori să te dai bătut și să spui, la ce bun, nu mă voi putea ridica niciodată la înălțimea exemplului lui Hristos? Nu te lăsa cuprins de descurajare.
Hristos este desăvârșit în toate. Deși ne încurajează să-i urmăm exemplul, 1 Petru 2, 21, El ne înțelege slăbiciunile și ne iartă imperfecțiunea. Ioan a scris despre acest contrast. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. 1 Ioan 2,1. Standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea lui Iisus, Efeseni 4,13, iar El lucrează în noi pentru a ne face asemenea chipului Fiului Său, Romani 8,29, Filipeni 2,13. Într-o zi vom fi la fel ca Iisus în fiecare aspect al caracterului nostru, 1 Ioan 3,2. Până atunci, pe măsură ce studiem exemplul Său și ne bizuim pe tăria Sa, ar trebui să fim mai iubitori astăzi, în luna aceasta, în anul acesta, în deceniul acesta, decât am fost până acum. Și de vreme ce El este desăvârșit, iar noi nu suntem, vom avea întotdeauna spre ce ținti în acest proces prin care învățăm să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe oameni așa cum îi iubește El. Câteva aspecte importante ale iubirii divine sunt ilustrate în mod dramatic în viața lui Hristos. O analizare a acestor domenii ar trebui să încurajeze creșterea dragostei tale. În primul rând, Iisus a iubit fără discriminare, subliniat fără discriminare. Alți evrei o evitau pe femeia samariteană cu un trecut sordid, dar Iisus a început o conversație cu ea, conversație care a schimbat viața femeii și viața multor oameni. Ioan 4. Iisus a petrecut timp cu toți cei care L-au căutat, chiar dacă erau niște inadaptați sau paria. El a vindecat leproși, cerșetori orbi și posedați care delirau cu un simplu cuvânt sau cu o atingere. Se simțea în largul Său și cu cei săraci și cu cei bogați. Le-a slujit și prostituatelor și vameșilor necinstiți și soldaților romani și demnitarilor religioși rigizi și străinilor. Exemplul lui Iisus ne încurajează să privim dincolo de diferențele fizice, culturale și socioeconomice pentru a vedea în fiecare individ o persoană care merită iubită. De asemenea, Iisus a iubit necondiționat, subliniat necondiționat. El i-a iubit pe oameni indiferent dacă ei L-au acceptat sau nu ca Mesia și Domn. Deși a știut de la început că Iuda îl va trăda, Ioan 13,11, El a manifestat aceeași preocupare și pentru trădător și pentru ceilalți ucenici. Ioan 6,70-71, 17,12. Iisus a rugat pentru cei care L-au răstignit. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23,34. Pavel a scris despre dragostea necondiționată a lui Hristos. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5,7-8. Iisus ne arată că trebuie să iubim pe toți oamenii, nu pentru că ei ne-ar iubi, ne-ar cunoaște sau le-ar păsa cumva de noi, ci pentru că toți au nevoie de dragostea lui Dumnezeu și de a noastră. Iisus a iubit fără măsură, subliniat fără măsură. Pavel s-a rugat ca noi să putem pricepe care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos. Efeseni 3,18. De ce avem nevoie să înțelegem pe deplin măreția dragostei lui Hristos? Pentru că dragostea noastră are nevoie să crească în lărgime și lungime, în adâncime și înălțime, pentru a cuprinde imensa nevoie de dragoste din jurul nostru. Dragostea lui Hristos nu are sfârșit. De aceea putem avea încredere că El ne va ajuta să ne dezvoltăm o dragoste care acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. 1 Corinteni 13,7. Chiar și față de oamenii pe care ne este cel mai greu să-i iubim și care reprezintă cea mai mare provocare pentru noi.
Esența dragostei lui Hristos este sacrificiul, subliniat sacrificiul. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Ioan 3:16. Apostolul Pavel se bucura în Hristos, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2:20. Iisus le-a spus ucenicilor săi, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15:13. După ce afirmă că El este păstorul cel bun, Iisus spune, eu îmi dau viața pentru oile mele. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Ioan 10:15-18. Dragostea care se sacrifică este rareori facilă sau plăcută. Dacă vrei să iubești pe oameni așa cum i-a iubit Hristos, te va costa timp, bani, energie, propriul confort. Și totuși Ioan, apostolul iubirii, ne îndeamnă. El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. 1 Ioan 3:16. Pentru că suntem recipiente recunoscătoare ale dragostei lui Hristos care s-a jertfit pentru noi, trebuie să iubim și noi fiind gata de sacrificiu. Dragostea lui Hristos l-a determinat să fie implicat în viața oamenilor, subliniat implicat. Nu era teamă să intre în contact cu oamenii care aveau nevoie de cuvintele sale iubitoare și de atingerea sa. A participat la nunți, Ioan 2, a acceptat invitațiile la ospețe ale vameșilor și păcătoșilor, Matei 9:9-12, chiar a fost etichetat drept prieten al vameșilor și al păcătoșilor, Matei 11:19. Iisus se amesteca în mulțime, locuia împreună cu ucenicii săi, participa la mesele date în cinstea unor sărbători și petrecea timp în templu și la sinagogă. Deși uneori se retrăgea pentru a se ruga și a se odihni, Iisus era implicat în viața oamenilor, dăruindu-se pe sine fără limite. Dacă vrem să urmăm exemplul său, trebuie să ne investim viața în viețile altora, chiar dacă uneori am prefera să nu fim deranjați. Aceasta ar putea însemna să ieși în unele seri cu colegii de muncă pentru a crea punți ale prieteniei. Ar putea însemna să stai la o cafea cu vecinii, să te înscrii într-o echipă mixtă de volei împreună cu soția, să te oferi voluntar pentru comitetul de părinți de la școala copilului tău sau să faci un curs de perfecționare. Ori de câte ori ne implicăm în relații cu alții pentru a le oferi prietenia, încurajarea și mărturia noastră despre Hristos, arătăm că îi iubim așa cum a iubit Hristos. De asemenea, dragostea lui Hristos este fermă, subliniat fermă. El nu era lipsit de dragoste când îi mustra pe farisei pentru ipocrizia lor, avertizându-i, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, vai de voi, povățuitori orbi, șerpi, pui de vipere, Matei 23:13-16, 33. Nu se purta fără dragoste nici când îi avertiza pe oameni cu privire la focul iadului, Matei 5:22-18:8. Așa cum am descoperit, dragostea înseamnă să protejezi și să le porți de grijă celor pe care îi iubești, chiar dacă trebuie să le atragi atenția cu dragoste asupra păcatelor lor, cu speranța de a-i feri de consecințe dureroase. Iisus a dat dovadă în mod clar de o fermitate a dragostei sale atunci când i-a alungat pe schimbătorii de bani din templu cu un bici. Ioan 2:14-16. Dragostea nu trebuie să fie neapărat blândă pentru a fi bună, pentru că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Evrei 12:6. Urmezi exemplul lui Hristos de dragoste fermă dacă te opui includerii în programa școlară a clasei din care face parte copilul tău, a unui curs care îi contrazice principiile biblice. Când le interzici copiilor tăi să vadă un film despre care știi că va avea o influență negativă asupra principiilor lor morale, când pui în discuție o decizie a companiei care se dovedește a fi necinstită sau nedreaptă, nu iubești atunci când îi lași pe oameni să se îndepărteze de legile lui Dumnezeu fără să-i avertizezi, numai pentru că nu vrei să-ți pierzi popularitatea.
un model care merită urmat. Dragostea lui Hristos, oricât de frumoasă ar fi, este mai mult decât o operă de artă pe care am putea să o apreciem sau să o lăudăm. Dragostea lui Hristos nu este în primul rând ceva ce ține de estetică, ci de etică și răscumpărare. Nu este o simplă imagine pe care să o privim, ci un model care trebuie urmat. Dragostea lui nu ajută cu nimic dacă nu o punem în practică. Iisus ilustrează modul în care credinciosul trebuie să-L iubească pe Dumnezeu și să-I iubească pe oameni. Semnul distinctiv, trăsătura caracteristică a creștinismului este dragostea. Iisus declara: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13, 35. Și fără să șovăie, El s-a dat pe sine ca exemplu în ceea ce privește dragostea pentru alții. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan 15,12. Pavel a preluat aceeași temă și a spus: trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Efeseni 5,2. Soților li se spune: iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Efeseni 5,25. Nu este suficient să apreciem exemplul, ci trebuie de asemenea să urmăm modelul. Dragostea creștinului ar trebui să fie gata de sacrificiu, așa cum a fost dragostea lui Hristos. El și-a dat viața pentru noi, plătind astfel un preț imens. Și noi ar trebui să fim dispuși să ne dăm viața pentru alții. Ioan 15,13. Dragostea creștinului ar trebui să fie iertătoare, așa cum dragostea lui Hristos a fost iertătoare, așa cum Iisus i-a iertat pe cei care l-au răstignit pe cruce, și noi trebuie să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru cei care ne persecută. Matei 5,44. Rugăciunea din urma lui Ștefan pentru cei care voiau să-l ucidă cu pietre a fost asemănătoare cu rugăciunea lui Iisus: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Fapte 7,60. Pavel ne-a îndemnat: binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Roman 12,14, 17, 20, 21. Dacă nu poți să-i ierți pe cei care ți-au greșit sau te-au rănit, nu iubești așa cum a iubit Hristos. Dragostea creștinului trebuie să fie fermă, așa cum a fost și dragostea lui Hristos. Tații trebuie să-și iubească copiii, crescându-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Efeseni 6,4. De fapt, a refuza să disciplinezi este sinonim cu a refuza să iubești. Solomon a scris: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl disciplinează îndată. Proverbe 13,24. Reține: dragostea nu este preocupată să le dea oamenilor ce vor ei, ci să le dea ceea ce le trebuie. Subliniat, ce vor ei și ceea ce le trebuie. Dragostea fermă a fost cea care l-a determinat pe Iisus să-l mustre pe Simon Petru. Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16,23. Și tot dragostea fermă a fost cea care i-a determinat pe credincioșii din Corint să-l alunge pe membrul imoral al comunității. 1 Corinteni 5,5, pentru că puțin a luat dospește toată plămădeala, versetul 6. Dragostea este iertătoare și fermă. Dragostea nu este naivă și sentimentală, este realistă și puternică. Dacă urmezi modelul dragostei lui Hristos, vei fi echipat pentru a deveni o persoană relevantă și influentă în lumea ta, dar și un făgaș prin care se revarsă mângâierea și încurajarea de care oamenii au nevoie. O putere care merită primită.
Dragostea lui Hristos este rezumată în modul cel mai elocvent cu putință în capitolul 13 din 1 Corinteni, supranumit capitolul dragostei. Frumusețea modelului cristic de dragoste altruistă poate fi observată cel mai bine dacă inserăm numele lui în locul cuvântului dragoste în următoarele versete, pentru că Dumnezeu este dragoste și Hristos este dragostea lui Dumnezeu întrupată. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și nu l-aș avea pe Hristos, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și nu l-aș avea pe Hristos, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru lumea săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și nu l-aș avea pe Hristos, nu-mi folosește la nimic. Hristos este îndelung răbdător, este plin de bunătate. Hristos nu pismuiește, Hristos nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Hristos nu va pieri niciodată. Modelul dragostei lui Hristos are o valoare inestimabilă. Legea a explicat în detaliu semnificația dragostei. Hristos a demonstrat prin viața sa trăită pe pământ ce înseamnă dragostea. Legea a definit dragostea. Hristos a demonstrat dragostea. Subliniat, a definit, a demonstrat. Semnificația dragostei, a dragostei lui Dumnezeu, n-ar fi putut fi demonstrată mai bine decât într-o viață de dragoste desăvârșită. Viața plină de dragostea lui Hristos a împlinit cerințele legii. Pavel spune, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Romani 8, cu 3 și 4. Hristos a împlinit legea pentru noi și de asemenea împlinește legea în noi. Subliniat pentru și în. El a fost prima persoană care a împlinit perfect cerințele dragostei și ne va transfera această putere prin Duhul, pentru că roada Duhului este dragostea, Galateni 5,22. Este cât se poate de clară superioritatea valorică a dragostei trăite în trup față de dragostea explicată în lege. Legea poate să ne spună ce ar trebui să facă dragostea, dar nu o poate face. Hristos totuși a putut să împlinească toate cerințele legii dragostei. Prin Duhul Său, El dăruiește această dragoste tuturor celor care vor să o primească. Dacă ești dispus să mori față de tine însuți și să-i îngădui dragostei lui Dumnezeu să se reverse prin tine spre alții, vei primi puterea de a iubi așa cum a iubit Hristos. Vei putea spune împreună cu Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2,20. Hristos este întruchiparea dragostei perfecte a lui Dumnezeu și Hristos trăiește în tine. Pentru a pricepe întreaga semnificație a dragostei lui Dumnezeu la lucru în și prin viața ta, scrieți numele în spațiile libere de mai jos. Apoi citește următoarele rânduri din 1 Corinteni 13, cu voce tare, de mai multe ori. Este îndelung răbdător, este plin de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă,
nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va pieri niciodată. Dragostea lui Hristos este mai mult decât un model pentru viața noastră, este ceea ce ne dă putere și face posibilă trăirea unei vieți în care să fie prezentă dragostea desăvârșită. Ioan a spus, oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. 1 Ioan 4,7. Nimeni nu poate iubi cu adevărat dacă nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar dacă îl cunoști pe Dumnezeu și ești umplut cu puterea Lui, trăirea unei vieți pline de dragoste desăvârșită așa cum cere El, devine o posibilitate cât se poate de realizabilă. Întrebări dificile și răspunsuri directe privitoare la modelul cristic de dragoste. Cum puteți spune că Iisus Hristos i-a iubit pe schimbătorii de bani când le-a răsturnat mesele și i-a alungat din templu cu un bici? Cum se potrivește mânia cu porunca de a iubi? Așa cum am discutat deja, uneori dragostea trebuie să fie dură. Explozia de mânia lui Hristos din templu este un exemplu de dragoste dură în acțiune. Dragostea sa pentru Tatăl nu îi putea permite să treacă pur și simplu cu vederea o asemenea lipsă de respect față de Dumnezeu manifestată în templu. Și dragostea lui pentru oameni nu îi putea permite să le tolereze neascultarea. Mânia sa n-a fost motivată de ura față de schimbătorii de bani, ci de dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni. O reacție similară ai avea dacă ai fi chirurg și cineva ar intra în sala de operații fără să se dezinfecteze. Probabil că l-ai da imediat afară pe omul respectiv, chiar cu o notă de asprime în glas, pentru a-l proteja pe pacient de microbi. Sau dacă ai descoperit că cineva fură de la cei săraci sau exploatează o văduvă cu un venit modest, ai încerca să le ajuți pe victime. A iubi nu înseamnă a face sau a spune numai ce este pe placul oamenilor. Dragostea dorește binele persoanei iubite și lucrează pentru ea, chiar și atunci când binele este greu de primit. Îți duci copilul să-i se facă o injecție sau să fie operat, dacă este nevoie, pentru că îl iubești suficient de mult pentru a nu dori să-l vezi bolnav. Aplici măsuri disciplinare unui angajat leneș, pentru că îl iubești suficient de mult pentru a nu lăsa să fie concediat din cauza delăsării sale. La baza acestor acțiuni dificile stă dedicarea ta pentru obținerea binelui maxim pentru cei pe care îi iubești. Așa cum a demonstrat Iisus, chiar și mânia poate fi o expresie a dragostei atunci când la rădăcina mâniei stă dorința de a face ce este bine pentru cei implicați.